ragione. Ma in quella fine tu di cosa che sei te. Primo fatto? Buonasera și bine v-am găsit! Ne aflăm în ultima seară a festivalului Street Food și, făcând o glumă, am spus că cei din urmă vor fi cei din tâi. Vorbim cu un prieten foarte bun, un prieten foarte bun care are și un prosecco foarte bun. Frizante Van se numește. Da, acesta se numește Frizante Van și mai avem o să lăsăm să ne spună mult mai multe el, pentru că el știe cel mai bine. În primul rând, de unde vine? Frizantele sau conceptul? Tu și după aceea frizantele. Vin din Cluj-Napoca și călătoresc cu acest Frizante Van și încă un Prosecco Van la toate festivalurile la care rezistăm, ca să zic așa, pentru că nu e chiar foarte ușor. Și e important că ne place ceea ce facem. Asta este foarte important. Este foarte important. Produsul vine din Italia, îl importăm din zona Treviso și îl servim la draft dintr-o mașinuță mai specială, ca să zic așa. Și avem două tipuri de frizante, alb și roze. Plus mai avem la sticlă Prosecco. Al câtelea este la Street Food Frizante Van? Al câtelea în ce sens? Ca și participare. Ca și participare, aici la Brașov suntem la a doua ediție. Ne place foarte mult, brașovenii ne primesc foarte bine. Le place Prosecco. Suntem la nu știu a câtea ediție de Street Food, cred că a 17-a, 18-a ediție. Foarte. Și sperăm la cât mai multe. A fost un eveniment reușit, ne place aici, aveți și turiști foarte mulți, dar brașovenii ne caută, ne găsesc, ne scriu pe Facebook, pe Instagram și sper să revenim în vara asta din nou. Sunteți foarte serioși și nu o spun eu, o spun cunoscătorii. Aveți niște produse sau cele trei produse pe care le aveți, da, rozeu, alb și prosecco. Sunt din punctul meu de vedere din niște vinuri, că de fapt niște vinuri, da, niște vinuri spumante. Niște vinuri nobile care au dat bine și presupun că nu numai au dat bine brașovenilor și presupun că tuturor persoanelor care au degustat aceste delicii. Creșterea pe plan mondial, ca să zic așa, este foarte mare în ultimii ani de zile. Prosecco este foarte, foarte căutat la toate evenimentele. Așa este. Și avem succes cu el, este căutat. Mergem și la evenimente private. Încercăm să participăm la toate edițiile de Street Food pentru că interacționăm cu foarte mulți oameni și acolo află lumea de noi și ne place foarte mult. Asta vreau să te întreb, dacă sunteți prezenți pe piața românească doar la Street Food? Nu suntem doar la Street Food, mergem la mai multe tipuri de evenimente. Încercăm să le acoperim pe toate. Organizatorii de aici, Why Not, care fac o chestie foarte, foarte mișto și sunt foarte profesioniști, organizează, se leagă cumva de mai multe evenimente, gen maraton, Wizard Marathon de la Cluj,
Acum este în desfășurare TIF-ul. Scuze-mă că te întrerup, dar ceea ce îmi povestești tu sunt niște evenimente destul de mari. Da. Și chiar niște evenimente frumoase cu o anvergură destul de nu știu, de mare. Am fost și la Antol, dacă tot vorbim despre festivalul mari, este foarte mult de muncă, să știi că nu e ușor deloc. Nimic nu este ușor, dar plăcerea cu care facem asta și oamenii pe care îi întâlnim ne motivează. Dincolo de alte rezultate financiare și de promovare și așa mai departe. Am rămas la Why Not și la organizarea de alte tipuri de evenimente. Exact. De mâine începe în Cluj o acțiune comună, ca să zic așa, al Why Not cu TIF. Se face o zonă de street food, câteva truck-uri vor fi acolo, o zonă de vinuri și cu maratonul a fost la fel. Deci știu să facă chestii foarte faine. Și atunci mergem cu ei, mergem pe mâna lor cam la toate evenimentele organizate de ei. Nu vreau să închei decât să întreb dacă privitorii care doresc să colaboreze cu voi, unde vă găsesc? Ne găsesc pe Facebook, pe Instagram și în principiu lucrăm la o lege ca să putem parca undeva pe stradă, în anumite locuri special amenajate sau nu de primării, unde să putem funcționa, pentru că în momentul de față nu avem o legislație adaptată food truck-urilor. Legislația pe care se lucrează acum este din 96, când nici nimeni nu se gândea că vor fi asemenea truck-uri. A explodat în ultimii 2 ani această industrie și cred că anul viitor va fi și mai mare. Și atunci trebuie adaptată o lege special pentru noi. În alte ordine de idei, vreau să vă spun că grupul Iubi Brașovu este un partener foarte puternic și unul din organizatorii street food-ului din Brașov. Iar acum vreau să-l întreb pe colegul nostru de ce iubește Brașovul. Ne simțim foarte bine la Brașov, s-ar putea să mă repet, dar oamenii sunt foarte calzi, ne primesc cu plăcere, se creează niște grupuri foarte mișto în zona noastră și nu mai pleacă de aici. Reușim să stăm împreună, să ne scriem după ce plecăm de aici și ne mai așteaptă și ne mai vin și ne vizitează și prin alte orașe. Avem oameni care vin la 2, 3, 4 ediții de street food care sunt destul de aproape de ei. Și ne vizitează nu doar pe noi, pe Prosecco și Frizante Ven, ci pe mai mulți vendori din festival. Cred că este o carte de vizită foarte importantă. Mulțumesc tare mult! Cheers! Cheers!